din hockey, un meci extrem, extrem de important, un match de fotbal din Superliga și un meci din Anglia, ligile inferioare. Însă, acesta este motivul pentru care merită să a, mă urmăriți, pentru că voi scoate în evidență ceea ce majoritatea pariorilor nu văd. De exemplu, la Fece Craiova cu ce știm a, din a, Clipurile anterioare, Poli și face pasul la offside excelent în tura, surprins-o de 6 ori pe Craiova și cred că o poate prinde în offside lejer de cel puțin două ori uh, în această zi la o cotă de 1.65. Însă, pontul zilei vine din uh, hockey, Franța. Vă spuneam că uh, avem un meci între Brian Con și... Uh, o echipă care trage la, la play-off play este vorba de Mod Blanc. Haideți să vedem care este treaba cu acest duel. În primul și în primul rând trebuie spus de la început că a, Mod Blanc a, a învins-o pe echipa gazdă pe unde a prins-o în ultimile șapte a, dueluri directe, plus că Brian Con se află pe ultimul loc fiind cea mai slabă echipă cu cel mai slab atac și cea mai slabă apărare, ultimul loc 36 de puncte, în timp ce în Mod Blanc, atenție, cu două etape înainte de final, are nevoie neapărat de victorie pentru a intra în play-off. În vara de acest meci mai are o singură partidă cu locul 2 Anje, un meci foarte greu, de aceea va trebui să câștige astăzi contra lui Briancon pentru a fi cât de cât sigură că Nis nice nu prinde play ul în dauna lor, pentru că Nis nice va avea în ultima etapă cu gap penultima clasată din acest campionat. În mod normal, valoarea plus uh, atitudinea pe care ar trebui să o aibă Mont Blanc ar trebui să genereze o victorie categorică, un doi solis mare, însă știți cu toții, eu nu sunt de acord cu soliștii, de aceea voi miza pe a un pronostic mai aproape de adevăr cu șanse de 50-50, acela că uh, oaspeții câștigă inclusiv în prelungiri la o cotă de 1.55 și bineînțeles recomand ca pontul zilei. Ajungem în Anglia, vă spuneam uh, încă un match unde ar trebui să avem goluri multe pentru că Folkestone și Putters-Bartown uh, sunt două formații care înscriu și primesc uh, gol cu ușurință. Dacă ne uităm în ultimele 5 dueluri directe, s-au marcat de fiecare dată cel puțin 5 goluri. Clasamentul arată destul de bine pentru ambele formații, două echipe care nu au probleme cu zona retrogradării, cel puțin Potters pentru că mai are de jucat încă trei etape față de adversarele din acest campionat. 42 de goluri marcate, 45 primite în timp ce Folkestone a marcat în 30 de etape, 42 de goluri și a încasat 52. Mă aștept aici la un GG sau 3 plus, la o cotă de 1.30. Așa arată biletul zilei Pariația, responsabil Pariați cu cap și abonați-vă